2016 cererea a fost selectată pentru a fi finanțată și din momentul acela am început un lucru privind proiectul de infrastructură. În martie 2017 am semnat contractul atunci de finanțare și atunci am început efectiv treaba pentru proiectul respectiv. În martie 2020 am reușit, am finalizat proiectul, am asfaltat 17,4 km de drumuri, din care 9 km de drum de pământ în orașul Negru-Vodă. Și am achiziționat un utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă și de vară, în valoare de 400.000 de euro. Pe bani europene. Pe fonduri europene. Primăria Negru-Vodă la proiectul acesta, în valoare de 4,9 milioane de euro, a contribuit cu 2%. Domnule primar, ne aflăm aici la un proiect foarte important pentru comunitatea orașului Negru-Vodă. Despre ce este vorba? Este vorba despre construcția stației de epurare de ape uzate a orașului Negru-Vodă. Aici, după cum se poate vedea în spatele meu, vechea stație a fost demolată. Era o stație construită în 1976, care era depășită de evenimente. Se va rezolva o problemă de mediu. Operatorul de apă, împreună cu primăria, se construiește noua stație de epurare în valoare de 5 milioane de euro. Nu vor mai fi mirosuri, pentru că acum, după cum constata și dumneavoastră, pentru că nu se face epurarea apelor uzate, apar mirosurile în toată zona. Atunci se va rezolva o problemă gravă, zic eu, o problemă de mediu. Tot pe fonduri europene, în 2017 am accesat fonduri prin care am amenajat spații verzi, generic parcuri. Acolo se găsesc și locuri de joacă pentru copii. Mai este încă un lot în zona blocurilor, suprafață de 2000 de metri pătrați. Acolo sunt numai spații verzi și un loc de joacă. Populația este îmbătrânită. Avem din 5778 persoane peste 60 de ani, 1864. Sunt peste 60 de ani. Și copii? Și copii avem în jur de 900 de copii. Când am plecat la drum și vorbeam din campania electorală, totul am gândit în jurul copiilor. Tocmai de aceea vorbeam și de proiectul cu parcurile, dar în special zona de agrement.